Bună ziua! Este o mare bucurie să văd atâtea fețe aici, reunite sub numele Mariei Brâncoveanu, care ne cheamă astăzi aici să o sărbătorim. Sunt Alexandra Brutaru, președinta Asociației Dart Development din Dâmbovița și de câțiva ani în slujba familiei Brâncoveanu. În Dâmbovița, acolo unde se găsește sediul asociației noastre, se găsește și una dintre primele și cele mai importante ctitorii brâncovenești, Paratul de la Potlogi și Biserica Domnească, ctitorită încă de pe vremea când domnitorul Constantin Brâncoveanu era spătar, în 1683. Deci, nu este o mirare că în 2014, când urma să se declare anul Brâncoveanu, noi la Potlogi, chiar cu un an înainte, am declarat anul Brâncoveanu 2014, Potlogi 2014. Am fost cumva așa cu un pas înainte. În vremea aceea, ca printr-o minune, am început conferințele anuale, din ciclul cărora face parte și conferința pe care am avut-o anul acesta cu subiectul Maria Brâncoveanu. Conferința s-a desfășurat ieri. De aceea, cred că oboseala și epuizarea își spun cuvântul și sunt într-o stare fizică care nu prea bună. Deci, exact în ziua când s-a terminat conferința, a început renovarea palatului. Conferința aceea era dedicată celor 300 de ani de la martiriul Sfântului Sfinților Brâncoveni și după aceea, în 2015, ca o minune, după 11 luni, cu o lucrare foarte mare, palatul a fost finalizat. În anii următori, ne-am păstrat promisiunea și obișnuința de a-i aminti pe brâncoveni și de a le închina activități care să fie din ce în ce mai cunoscute și mai relevante. În 2016 l-am amintit în contextul acesta al moștenirii culturale ale epocii brâncovenești pe Mitropolitul Antim Vireanu. În anul 2017 am vorbit despre mărturiile multietnicității pe drumul Sudului, iar în 2018 despre scrierile brâncovenești. Un rod al colaborării noastre cu Arhivele Naționale sunt aceste două volume de documente în care scrierile brâncovenești de cancelarie sunt traduse, e mult spus, pentru că ele sunt în limba română cu caracter chirilic, dar sunt atunci voi cere permisiunea să stau jos. Chiar mă simt foarte slăbită. Deci, cu colaborarea Arhivelor Naționale începută din 2014 și continuată în anii următori, am reușit ca cele mai frumoase documente brâncovenești aflate în Arhiva Brâncovenească să le transcriem. Specialiști de la Arhivele Naționale s-au ocupat de astea și le-au transcris și au devenit pe înțelesul tuturor. Așa că pentru cine și-a dorit să audă limba română care se vorbea acum 300 de ani, aceasta este posibil prin această lucrare. Au continuat activitățile noastre în slujba Brâncoveanului prin nenumărate expoziții și întâlniri și la un moment dat, cred că pe acest filon l-am cunoscut și pe domnul Bouroș, am cunoscut Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni și am avut așa o mare surpriză ca să o găsim aici la malul mării,
un pod, așa, un pod de simțire, o aceleași preocupări, cumva. Anul acesta ne doream de mult să închinăm una dintre activitățile noastre doamnei Maria Brâncoveanu. Și am observat că anul acesta se împlinesc 360 de ani de la nașterea doamnei Maria. Nu se cunoaște exact data la care aceasta s-a născut, dar am hotărât ca activitățile noastre la palat, care au constat într-o expoziție fotodocumentară și o expoziție de artă, să se desfășoare în preajma zilei de 15 august, când se sărbătorește, se sfârșește adormirea Maicii Domnului și este posibil ca data de naștere a doamnei Maria Brâncoveanu să fi fost în preajma acestei zile, de unde și numele dumneei, în măsura în care pe mama Mariei Brâncoveanu o chema Irina și nu moștenește, deci, numele mamei. Și tot atunci, pe 16 august, așa cum știți, sărbătoriți Sfinții Martiri Brâncoveni. Sfinții Martiri Brâncoveni, din care poate că această figură emblematică a femeilor din evul mediu, din evul mediu târziu, de la prenașterea românească, figura doamnei Maria Brâncoveanu lipsește. Mă bucur, uite, am în față o icoană mare a Brâncovenilor, în care este și doamna Maria Brâncoveanu. Nu văd dacă are aureolă, ea nu a fost declarată ca sfântă, dar cu siguranță suferința ei și viața ei închinată credinței și suferința ei alături de familie și faptele ei, susținând domnitorul în ctitoriile pe care le-a realizat și ctitorind la rândul ei lăcașuri de binecuvântare, cu siguranță și doamna Maria și-ar găsi loc în Marele Sobor al Sfinților. Expoziția pe care am adus-o astăzi urmărește chipurile Mariei Brâncoveanu. Ieri, în calitatea mea de istoric de artă, am prezentat chipurile Mariei Brâncoveanu în tablouri votive, pentru că sunt singurele mărturii ale trecerii ei prin lume. Nu avem picturi de șevalet ale Mariei Brâncoveanu. Numai aceste picturi votive, pe care pe unele cred că le cunoașteți și pe altele cred că le cunoașteți mai puțin. Am să dau cuvântul panelului de vorbitori și poate la final vom reveni asupra portretelor. Eu am să vă atrag atenția numai asupra unui singur portret care este aici, poate cel mai aproape de tema întâlnirii noastre de astăzi, de tema conferinței, de suferință. Aș vrea să observați portretul doamnei Maria de la schitul Sfântul Ștefan, din cadrul ansamblului de la Hurezi, în care Maria poartă acea năframă și este îndurerată. Este un portret care a fost realizat în 1703 și parcă prevestește sfârșitul tragic al Brâncovenilor, purtând marama, și este unul dintre puținele portrete votive în care ea este înfățișată singură, purtând acea năframă. Este pe un perete singură, lângă ea sunt părinții ei, Neagu și Irina, și de partea cealaltă a ușii este înfățișat domnitorul împreună cu fiul Ștefan, care a înălțat schitul Sfântul Ștefan din acest ansamblu. Deci, dau cuvântul domnului
părintelui Ștefan Mindea pentru continuarea conferinței. Îmi cer încă o dată scuze și sper că vă voi mai vorbi în seara aceasta. Mulțumim!